Reclama are nevoie și de tehnică performantă? Bineînțeles. PMA Invest transpune idei pe orice suport și orice dimensiune. Suntem experți în imprimări digitale de mari dimensiuni, indoor și outdoor. PMA Invest are cele mai bune servicii de producție publicitară din Cluj, certificate ISO 9001. Numără-te printre cei 10.000 de clujeni care citesc zilnic Adevărul de Cluj. Astfel vei fi zilnic corect informat despre viața orașului tău și vei descoperi adevărul. Știri, interviuri, reportaje, artă, cultură, sport, divertisment. Ingredientele perfecte pentru cafeaua ta de dimineață. Soluțiile în domeniul tehnicii parasolare oferite de Combat SRL vă asigură intimitatea muncii în biroul dumneavoastră și vă ajută să vă bucurați de liniștea și căldura căminului dumneavoastră. Combat SRL vă oferă jaluzele verticale și orizontale de aluminiu de interior, rolete exterioare din PVC sau aluminiu, rulouri textile antistatice, uși pliante tip armonică și un produs nou și modern, jaluzele din bambus. Împreună combatem razele solare în exces cu succes. Construiește casa visurilor tale cu Revai, importator de blocuri ceramice pentru zidărie și celebra țiglă Leu. Livrarea se face la domiciliu în numai 48 de ore. Revai garantează durabilitatea și siguranța construcției tale. Excesivă face anual peste 500 de victime. Bună ziua, stimați spectatori, sunt Nicoleta Țăranu, gazda dumneavoastră în această seară arzătoare de vară, de mai totuși, dar este o caniculă de vară. E bine, nu va fi o emisiune Chemarea Pământului, nu ne vom adresa în această seară truditorilor Pământului, pot să ne urmărească și ei, sunt bineveniți și vor primi informații. Mi-am propus o emisiune puțin mai deosebită. În ultima vreme am fost atât de stresați de probleme, gripa aviară, nici despre gripa aviară nu vom vorbi astăzi. Vom vorbi astăzi despre un subiect care va ține și de acum încolo, încă aproape 200 de zile, prima pagina ziarelor, integrarea noastră în Uniunea Europeană. Dar nu am să fac analize politici, nici n-am invitat analiști politici care să dea cu buta în unii sau în alții. Mi-am propus cu totul și cu totul altceva. Noi știți că, în primul rând, suntem un post universitar, funcționăm aici la Universitatea Tehnică și pe parcursul emisiunilor ne-am străduit de fiecare dată să prezentăm viața universitară, să-i prezentăm pe cei care vor fi, spuneam eu, poate puțin bombastic vă sună, vor fi specialiștii mileniului 3. Ei bine, am intrat în acest faimos mileniu 3, așa șchiopătând cum facem noi de obicei, dar n-aș vrea să vă pierdeți speranțele și de aceea eu mi-am propus să vă fac cunoscuți niște tineri extraordinari care vor avea poate mai mult succes în cariera lor decât alții care mai dau cu stângul în dreptul. Ei bine, în săptămâna trecută, la două prestigioase universități clujene, respectiv Universitatea Tehnică din Cluj și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, a avut loc un eveniment foarte, foarte important, eveniment pe care eu am să mă străduiesc să vi-l prezint în amănunt, dar aș vrea să vă prezint mai mult pe cei care au organizat și care au realizat acest eveniment, care este un mic pas, exact cum spunea Neil Armstrong, dacă vă amintiți, este un mic pas pentru el, un mare pas pentru omenire. Poate pentru fiecare dintre participanții la acest eveniment a fost un mic pas pentru ei în carieră, dar per ansamblu un pas mare pentru universitățile clujene, pentru viața universitară clujană. Dar vorba lungă, sărăcia omului, dați-mi voie să vă prezint invitații mei de astăzi. Și dacă aveți răbdare, luați loc și urmăriți-ne pe noi, nu o să vă pară rău. Ei bine, pentru ca să știe colegul nostru, am să încep exact prezentarea în ordine acum sunt lângă mine. Ei bine, primul invitat al meu este un invitat care eu de obicei mă laud, dați-mi voie să mă laud, realizez întotdeauna niște emisiuni deosebite,
niște emisiuni care sunt pe placul dumneavoastră. Ei bine, lângă mine se află domnul dr. Radu Adrian Leșniță, dânsul este președintele Centrului de Afaceri Transilvania. Bine ai venit, Radu, la noi din nou. Bună seara, Cluj! Dăm voie să precizez încă o dată, cu tine fac emisiuni deosebite. De la Val Operei sărim la inovație și la tot felul de subiecte. Cu tine am început navigarea pe internet când toată lumea se întreba ce este internet acum 10 ani. Tu spuneai că este ceva care va fi indispensabil și uită-te că după 10 ani toată lumea îți dă dreptate. Deși acum 10 ani poate mulți se uitau chiorâși la tine și spunea că omul ăsta vorbește prostii. Și acum a ajuns tot să zică, da, nici copilul ăla de grădiniță nu mai poate trăi fără internet. Mă rog, cei din Cluj, nu chiar de la țară, dar și de la țară. Și astăzi ți-ai propus, dar pe parcursul emisiunii vom prezenta, și astăzi ți-ai propus să prezinți clujenilor un subiect mai deosebit, dar dăm voie întâi să îi prezint și pe ceilalți invitați și pe urmă revin alături de tine. Ei bine, stimați telespectatori, vă precizam la fiecare emisiune aproape că noi funcționăm aici la Universitatea Tehnică în colaborare cu ei și ne străduim să aducem în casele dumneavoastră informații de care dumneavoastră aveți nevoie, nu numai cele politice și de scandal, ci informații care într-adevăr să vă deschidă orizontul. Ei bine, astăzi, din partea Universității Tehnice, este alături de noi doamna Liana Pop, însă este manager de marketing la Universitatea de Științe Agricole și Medicină, Universitatea Tehnică. Mă scuzați! Bine ați venit și dumneavoastră! Bine v-am găsit! Ați revenit și dumneavoastră la noi! Ei bine, lângă doamna Liana Pop se află o domnișoară foarte drăguță, dar o colaboratoare veche a noastră, este de la Centrul de Afaceri Transilvania, este Bianca Muntean și ea este director al acestui centru de inovare din Transilvania. Radu, o să ne spună mai multe. Bună ziua, Bianca, și bine ai venit! Eu pe tine te-am cunoscut, Bianca, dacă mai ții minte, când am fost odată la manifestarea elevilor, parcă la SAN, și ați făcut atunci o discotecă. Atunci ne-am cunoscut și noi și în cadrul programului Liceum Business Center, de care ne-am ocupat câțiva ani buni. Da. Și de atunci am rămas împreună, cum s-ar spune. Ei bine, din partea Universității de Științe Agricole, îmi cer scuze că am greșit prima dată, dar sunt mulți invitați, din partea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, îl avem astăzi alături pe domnul profesor universitar, doctor inginer, Doru Panfil, dânsul este prorectorul Universității de Științe Agricole. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Ei bine, de acum încolo vom prezenta un grup de tineri, care au participat la aceste manifestări, tineri doctoranți, viitorul patriei noastre. Ei bine, să faceți cunoștință și cu domnișoara Nicoleta Ilieș, ești doctorand în anul întâi. Bună seara, Nicoleta, prima dată la televiziune? Bună seara, nu sunt pentru prima dată. Unde ai mai fost? Ei, la dumneavoastră nu, dar sper că poate mă mai invitați. Nu, nu, cu plăcere. Oricum, sper ca experiența noastră să le folosească și celorlalți pentru a ajunge să acceadă la o carieră universitară, să facă un doctorat și mai ales să inoveze. Spune-mi, Nicoleta, ce facultate ai terminat tu? Am terminat Facultatea de Construcții și Instalații din Universitatea Tehnică, promoția 2005. Deci sunt o ingineră proaspătă, dacă vreți așa. Și ai optat pentru cercetarea? Am optat pentru cercetare, într-adevăr. Cel puțin pentru că în universitate, respectiv în facultate, cel puțin în domeniul meu, există o experiență colosală, dacă mi se permite să spun așa, și cred că este foarte important să furăm, pentru că până la urmă meserie se învață, dar și se fură. Și atunci, aici, cred că este cel mai bun mediu în care ne putem pregăti profesional foarte bine.